Bună ziua, domnul Virgil Popescu, deputat PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Virgil Popescu, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, oricând la dumneavoastră. A trecut moțiunea de cenzură, au avut loc și consultările partidelor cu președintele. Acum urmează ca domnul Klaus Iohannis să anunțe, la ora 5 mai exact, cine va fi desemnat noul premier al României. Va fi Ludovic Orban? Eu cred că da, cred că președintele Klaus Iohannis va anunța la ora 5 candidatul pentru funcția de premier în persoana președintelui Partidului Național Liberal, domnul Ludovic Orban. Așa cum s-a tot spus în spațiu public, am fost și suntem singurul partid care ne-am asumat clar că, indiferent cât de grea este moștenirea, să-i spunem așa, indiferent cât de greu este acum, chiar dacă e campanie electorală și că poate că interesul unora sau unor partide ar fi să nu intre acum la guvernare, România trebuie guvernată și Partidul Național Liberal și-a asumat acest lucru. USR, practic, a spus aseară că nu va intra, a reiterat această idee că nu vrea să intre la guvernare. Am văzut că a fost o dezbatere în interiorul USR, da, o parte din USR, unii ar vrea, altă parte nu ar dori să intre la guvernare. Înțeleg că a câștigat tabăra domnului Barna, care nu dorește să intre la guvernare. Ori dacă vrei să schimbi ceva în țară, dacă vrei să arăți românilor că vrei binele acestei țări, nu poți să fugi. După ce ai dat un guvern jos, să fugi de guvernare. Este greu, nu este ușor, nu știm care e realitatea din guvern, care e realitatea din buget, dar dacă ești partid serios, îți asumi guvernarea în momentele dificile. E o doză de lașitate? Da, cred că da. Cred că se gândește cel mai bine cum să-și conserve procentele pentru alegerile prezidențiale și să nu-și șifoneze cumva imaginea în această guvernare. Dar este calculul dânșilor politic, nu avem ce comenta. Noi ne-am asumat acest lucru și vom merge probabil cu un guvern în Parlament în termenul constituțional de 10 zile de la desemnare, urmând să obținem votul de investitură al Parlamentului. Are PNL în acest moment o listă cu numele miniștrilor care ar urma să formeze noul guvern. Am văzut în spațiul public mai multe variante, unele adevărate, altele neadevărate. Am văzut inclusiv numele dumneavoastră vehiculat la Ministerul Energiei. Vă spun sincer că în interiorul Partidului Național Liberal nu s-a discutat o listă de posibili miniștri în niciun cabinet, în niciun minister. Nu am avut această discuție. Eu cred că s-a așteptat și se așteaptă nominalizarea candidatului de prim-ministru, după care sunt convins că în interiorul partidului se va porni o discuție cu privire la structura cabinetului întâi, după care la numele care vor putea fi propuse pentru diversele structuri ministeriale care vor face parte din cabinet. Deci, repet, în interiorul Partidului Național Liberal, și vă spun sincer, nici cu mine nu a discutat nimeni. Apropo, că ați spus că sunt vehiculat, am văzut și eu în presă și pentru Ministerul Economiei și pentru Ministerul Energiei și pentru amândouă, deci nu am avut cu nimeni nicio discuție cu privire la această nominalizare. Dar dacă totuși mâine ați prelua portofoliul de la energie, care sunt primele trei măsuri le-ați putea lua? Haideți să ajungem acolo, să nu ne hazardăm în a face predicții. Vă pot spune care sunt măsurile Partidului Național Liberal în domeniul energiei pe care l-am afirmat până acum peste tot. Abrogarea lanțului 114 pe domeniul de energie, pe domeniul de comunicații, pe domeniul bancar, în domeniul fondurilor de pensii. Și aici aș vrea să fac neapărat o paranteză, să spun, nu dorim abrogarea lanțului 114 pentru domeniul construcțiilor. Acolo chiar eu personal am adus un amendament de îmbunătățire în Comisia de Industrie și Servicii pe zona de construcții. Încercăm deblocarea, evident, a exploatărilor de gaze din Marea Neagră. Sunt multe lucruri care se pot face în energie și pe care în programul Partidului Național Liberal pentru guvernare, indiferent cine va fi ministru, se vor regăsi aceste lucruri. Energia pentru noi este foarte importantă și suntem convinși că vom reuși să deblocăm și investițiile în energie, atât în energie electrică cât și în gaze naturale. Am văzut că acum pe ultima 100 de metri se dau ultimele tunuri. Ba la Ministerul Energiei, ba la transporturi. Vreau să vă zic că în ultima perioadă primesc tot felul de informații din interiorul diverselor
diverselor ministere și aș vrea pe această cale să atrag atenția. De exemplu, mi se pare normal ca Ministerul Economiei să scoată brusc și subit la concurs pe ordonanță 109 Consiliul de Administrație pentru Transelectrica și pentru Compania Națională de Cazane și Instalații sub presiune. Pentru cei care nu știu sau nu-și mai aduc aminte, la Transelectrica tocmai aici a fost un scandal cu un domn care avea o diplomă falsă. Cred că n-ar trebui tratată Transelectrica ca și operator național de transport de energie electrică, așa, pe ultima 100 de metri a unei guvernări schimbate, pentru că moțiunea de cenzură a căzut, iar ministrul economiei, domnul Bădălău, este un ministru demis de către Parlament. Ea spune așa politicos că ar fi bine să stopeze aceste concursuri, iar la Compania Națională de Cazane și Instalații sub presiune, iar lumea nu știe, dar în Parlament noi am dat, cred că în această sesiune sau în sesiunea din vară, i-am dat niște atribuții de securitate națională, i-am dat niște atribuții de monopol pe instalațiile de la nuclear electrică, de securitate națională și nu ne putem juca așa că vrea nu știu cine sau vrea nu știu cine să fie în Consiliul de Administrație, pentru că acolo am văzut că lucrurile se grăbesc și mai mult. Adică, sub interesul cui? Nu știu, și am mai auzit și eu diverse lucruri, că s-aud diverse lucruri. Ba, care vrea să vină un domn director ajung de la RAR. Ce treabă are registrul auto român cu o companie națională din partea asta? Ba, care vrea să vină o doamnă pe care domnul ministru a făcut-o funcționar public la Bolintin Vale sau Deal, de unde este dânsul de pe acolo, a adus-o la cabinet, a pus-o în Consiliul de Administrație, n-are nicio pregătire și vrea să o titularizeze pe ordonanță 109. Ori, cred că e cazul să oprească aceste lucruri și domnul ministru Bădălău ar trebui să oprească toate aceste construcții. Construcții pe care vrea să le facă, să-și planteze niște oameni fideli în interiorul companiilor și să-i securizeze pe ordonanță 109. Nu e normal să facă acest lucru și la sigur că oricine va fi ministrul economiei va urmări aceste lucruri și le va stopa. Puneți oameni profesioniști, asta trebuie făcut, oamenii trebuie să fie profesioniști, ori această doamnă sau domnul de la RAR sau oricine ori mai fi, cred că ar trebui să-și vadă de treaba lor. Mai să scoți brusc la concurs, de exemplu, la Ministerul Mediului de Afaceri. Până acum, oamenii au stat interimari pe la posturile din străinătate. Brusc s-au scos și în derulare un concurs pentru 18 posturi. Prin Germania, prin diverse țări din Europa, prin America Latină, până acum ce au pățit? Vreau să-și titularizeze clientela de partid. Deci o să aflăm verișoara din... Așa, se duce cumva la un post călduț. Exact. Poate se duce pe vreo rivieră mexicană, că am auzit că și în Mexic au scos postul la concurs. Doresc să mai scoată încă 15. Până acum nu le-au scos, dar acum am mai auzit că se grăbesc să le scoată mâine, poi mine și pe acele 15, prin alte părți. Ori nu poți să faci asta pe ultima 100 de metri. Eu zic că ar trebui să se oprească, pentru că nu vor avea șanse, guvernul va veni și va bloca aceste lucruri. Îi avertizez public pe cei doi miniștri, pe domnul Bădălău și pe domnul Oprea, să blocheze aceste concursuri care mie mi se par cel puțin ciudate, ca să nu le spun altfel. Aveau tot timpul din lume să le facă. Deci nu spune nimeni că trebuie să ții oamenii interimari, dar să le faci acum, după ce moțiunea de cenzură a trecut. Și știi că oricum o să pleci acasă. Și oricum o să pleci. Doar așa de dragul de a le face, mi-e greu să cred. Cred că există totuși un interes acolo de a le fac. Este pregătit PNL să preia această guvernare cu toate problemele ei care s-au adunat în cei 7 ani de guvernare PSD? PNL tot timpul a fost pregătit să preia guvernarea. Trebuie să vrea și România să ne dea acest lucru. În 26 mai România au dorit acest lucru și au dat un vot Partidului Național Liberal. Am câștigat alegerile din 26 mai. Am reușit să creăm o majoritate anti-PSD. Nimeni nu credea că putem coagula 6 partide și aici este meritul președintelui Orban, care a reușit să negocieze cu 6 partide, să creeze o majoritate parlamentară, să dăm jos acest guvern. Sunt convins că vom reuși să creăm o majoritate parlamentară care să treacă acest guvern și vom arăta României că împreună cu președintele Iohannis vom putea da o guvernare bună, liberală României, pentru că prea mult au suferit românii după această guvernare social-democrată. Suntem la început de campanie prezidențială, chiar dacă nu prea se observă în toată nebunia asta. Credeți-mă că eu alerg, plec în teritoriu, sunt de dimineața. Cum arată lucrurile la Mehedinți? La Mehedinți arată foarte bine. Am început în forță campania sâmbătă. Am fost prezenți în toate târgurile din
care din județ. Duminică același lucru a fost prezent. Am avut și un comitet director județean, unde, vă spun sincer, sala a fost neîncăpătoare, dar nu cu oameni care nu sunt din interiorul partidului, cu activiști ai Partidului Național Liberal. Deci nu vorbesc că au venit oameni din afară, nu. S-au mobilizat foarte bine activiștii Partidului Național Liberal. Am plecat în campanie din door-to-door. Avem, practic, o mobilizare fără precedent, aș putea spune, a tuturor liberalilor din județ. Un program de campanie zilnic, pe ore. Și credeți-mă că se face campanie. Se face campanie. Deci se fac întâlniri cu cetățenii. Se fac întâlniri cu cetățenii, se prezintă oferta președintelui Iohannis și eu cred că vom câștiga detașat această campanie prezidențială, inclusiv în județul Mehedinți, că aici vorbim, atât turul 1 cât și turul 2, un județ care, să nu uităm, este un județ roșu în momentul de față. Asta voiam să vă și întreb. Ce speranțe aveți de la această campanie? Deci obiectivul meu personal nu este un obiectiv impus de la centru, dar obiectivul meu personal pentru această campanie este câștigarea atât turului 1 cât și turului 2 în județul Mehedinți. Deci nu spun într-o localitate sau în alta sau municipiu de Roveta Turnu Severin, vorbesc în județul Mehedinți. Dar cum reacționează acum mehedințenii la oferta lui Klaus Iohannis, candidatul PNL la prezidențiale? Să știți că am făcut campanie și la europarlamentare, tot așa. Era o percepție bună și s-a văzut în rezultat, a fost o percepție bună, dar acum este mult mai multă deschidere după căderea guvernului. Este mult mai multă deschidere către Partidul Național Liberal și către președintele Klaus Iohannis în discuțiile cu oameni. Se vede o oarecare strălucire așa în ochii oamenilor. Este primit mult mai bine. Amintim că potrivit unei inițiative legislative depuse în Senat, cât și poziției guvernului transmisă Comisiei Europene, România ar fi de acord cu dereglementarea în trepte a piețelor de energie electrică și gaze naturale, care au fost reglementate prin ordonanța de urgență 114 și 119. Ce are de gând să facă PNL cu această situație controversată, aș numi eu? Este o prioritate absolută a noastră. Dacă ne referim la zona de partea de energie și gaze naturale din ordonanța 114, Partidul Național Liberal a depus deja niște amendamente în Comisia de Industrie și Servicii, acolo unde eu sunt vicepreședinte, pe care le-am și adoptat. Și ordonanța, în momentul de față, e blocată la buget finanțe. O vom debloca și de acolo. Ce spunem acest lucru? Am spus că dorim abrogarea prețurilor reglementate de 68 de lei pe megawatt la producător pentru vânzare și și acelui adaos comercial minim impus producătorilor de energie electrică. Aceștia nu au voie să vândă, să aibă un profit decât de 5% pentru consumatorul casnic. Practic s-a ajuns, ca să înțelegeți un pic, s-a ajuns așa la după ordonanța 114 la o chestie absurdă. S-a ajuns ca prețul reglementat de energie electrică reglementat de către ANRE pentru consumatorul casnic să fie undeva la 275 de lei pe megawatt, fără alte taxe, iar, de exemplu, hidroelectrica să vândă pe piața concurențială la același client casnic cu 255. Adică deci prețul puțin concurențial e mai mic decât prețul pe care l-a impus ANRE-ul ca și barieră de referință. Orasa ce face? Trage de prețuri în sus. Trage de prețuri în sus. Din moment ce tu pui o barieră de preț de referință mai sus, toți vor încerca să se ducă cu prețurile mai sus. Deci a fost o prostie această ordonanță 114, iar la gazele naturale ce s-a întâmplat? Blocând prețul la 68 de lei, producătorii ca să nu pierdă din profit, au crescut în partea altă prețurile la consumatorul industrial și a ajuns ca prețul la consumatorul industrial român să fie mai mare decât prețurile pe bursa de la Viena. Asta înseamnă că industria românească a devenit necompetitivă. Sau poate să devină, dacă menținem așa ceva, necompetitivă. Ori piața trebuie să-și revină, trebuie să o aducem acolo unde a fost. Evident că nu putem spune de mâine gata, se abrogă ordonanța și nu mai face nimic. Nu, ea trebuie să aibă o perioadă tranzitorie. Pentru că altfel, dacă n-am avea o perioadă tranzitorie, prețul ar sări necontrolat. N-am ști în ce parte. Ce înseamnă o perioadă tranzitorie? Noi am fost de acord cu o perioadă tranzitorie și suntem de acord cu o perioadă tranzitorie să treacă această iarnă, până la 1 aprilie, până la 1 mai, poate chiar 1 iunie. Dar nu putem fi de acord cu o perioadă tranzitorie de până prin 2021, cum își doresc colegii noștri din Partidul Social Democrat. Asta nu mai e tranzitoriu. Ordonanța expiră la 1 ianuarie 2022. Păi
Asta înseamnă că am fi de acord cu ordonanța. Tranzitoriu înseamnă o perioadă mică, nu înseamnă o perioadă de un an și jumătate. Ori guvernul României, acesta al demis al doamnei Dăncilă, prin secretarul de stat la Ministerul Energiei, a trimis la Comisia Europeană această propunere de reglementare până prin 2021, în trepte. Cu asta nu putem fi de acord. Și mai putem face ceva? Evident că în momentul când noul guvern va fi instalat, vom trimite exact din nou la Comisie, la Comisia Europeană, vom spune și sunt convins că și aceea, și Comisia Europeană așteaptă instalarea unui nou guvern ca să aibă un partener de discuție. Dar cine a avut de câștigat din această ordonanță 114? Gândiți-vă că prețul la consumatorul final, că este energie la casnic, că este energie electrică sau sunt gaze naturale, este fix, l-a fixat ANRE-ul. Dacă prețul de la producător se duce mai jos, crește marja. Crește marja cui? A furnizorului. Deci, prin această ordonanță 114, eu am spus-o tot timpul, au câștigat furnizorii de energie electrică și de gaze naturale. De ce? Stau să mă întreb. Producătorii, că sunt la energie electrică, sunt absolut numai producători români de gaze naturale, hidroelectrica, nucleară electrică, termocentralele, CEO. La gaze naturale, mai să zicem că mai avem OMV Petrom, care, unde statul mai are doar un 26%, dar avem Romgazul, care, unde statul are un pachet majoritar de acțiuni. Deci, practic, ce a făcut acest guvern? A luat din profitul producătorilor și l-a transferat către furnizori. Ori lucrurile ăștia trebuie să înceteze. Lucrurile ăștia trebuie să înceteze. Piața trebuie să-și revină la o piață normală. Înainte de această ordonanță 114, prețul la energie electrică pe piața concurențială era mai mic. Dintr-o dată, ordonanța 114, sub pretextul că vor crește prețurile, eu n-am văzut prețurile electrice crescute în afară. V-am spus mai devreme, pe bursa de la Viena, prețurile sunt mai mici decât în România. Ori dacă piața emergentă de lângă noi are prețuri mai mici, de ce trebuie să avem noi... România e o țară mai scumpă. De ce să avem noi prețuri? De ce să creăm noi o legislație care ne dă bătăi de cap? De-aia această ordonanță 114 trebuie abrogată. Trebuie abrogată. Evident, trebuie abrogată și o vom abroga. Iar acea suprataxă de 2% pe care companiile din energie și din gaze naturale trebuie să o plătească și asta trebuie abrogată, trebuie să revină la ce a fost înainte, un 0,1%. Și acest amendament a fost aprobat în Comisia de Industrie și Servicii, dar, după cum v-am spus, sunt... Și ce urmează după Comisia de Industrie și Servicii? O altă ticoloșie pe care, pe vremea lui Dragnea, s-a făcut. Comisia de Industrie și Servicii, care reglementează toată zona de energie și de industrie a României, nu a fost comisie care să dea raport la această ordonanță. Noi am fost în aviz. Gândiți-vă că pentru această ordonanță care a distrus sistemul energetic, trebuie să dea raport buget finanțe normal, administrație, poate că normal că ori avea, IT, poate că e normal, dar noi nu ne regăsim pe acolo. Noi am dat doar un aviz. Ce? Așa a dorit biroul permanent al Camerei Deputaților, când era condus de Liviu Dragnea, să ocolească Comisia de Industrie și Servicii, poate că, nu știu. Eu sunt o persoană guralivă, în general nu mă pot abține, poate că la poate. Cine este președintele la Comisia de Industrie și Servicii? Este domnul Iulian Iancu. Deci inclusiv pe domnul Iancu l-au ocolit prin această ordonanță, nu și-a putut spune punctul de vedere pe această ordonanță. Deci nu știu ce au dorit, dacă ordonanță cu care afectează întreg sistemul energetic să n-ajungă să fie discutată de cei care cunosc sistemul energetic, mi se pare mult prea mult. Domnule Virgil Popescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu o mare dragă pe la noi. Vă mulțumim. Și eu.